Ia uite, ce bine stau. Genunchiul bate aici. Și avem o transmisie manuală, montată pe un motor de 2.4, cu ceva cai putere. Ba. Avem un pic de putere. Vrei să-l prinzi 600? Mădălină. Asta a fost maxim. Mădălină. Moare exact. Motorul, bă! De mă durea piciorul, de am zis că bă, fere, ce dau cutia jos, s-a crăpat. Cu Golful și cu E46 la Sinaia? Păi mă duc și eu, că coronare aveam încredere să mă duc oriunde. Ia să vedem aici, că am avut o experiență cu un Audi Q5 neplăcut aici. Și asta te duce la într-o parte. Dar nu ca Audi-ul ăla. Audi-ul ăla a balansat și nu se mai oprea. Patru, trei, doi, unu, Volvo. A, Volvo. Bă, dar câte ăștia, câte butoane are? Ia. Yeah. A încercat să-și dea de panică. 4, 5, pe asta. Și ce face? Ia, pasă de el. Mai să strâng oglinzile. Să-ți dai telefonul încet. Ar trebui să dea avarii, dar nu dă. Opa. Mamă. Panică. Păi și când? Hubă, taci. Deschidă. Sau închidă. Gata. Îți place? Găsești, da, jucărie. Și eu ăsta ce face? Eu. Informații. E din alt episod. Bă, domnul Preda. Ia zi, domnule. Să-i mulțumim băiatului că s-a pus în mișcare și a venit până la noi. Că a venit de departe. Da. Și cu o mașină foarte frumoasă. Foarte faină. Foarte faină, dar deja am văzut un defect. E... și ți-l arăt și ție. Lasă că văzut mai multe. Nu, atenție, nu defect de ține de tine, că într-adevăr un pic a fost atinsă prin față, asta... Așa. Dar are un defect la un disc de frână. E, acum mai bagi în seamă toate... Și același defect ca și modelul noi, la etrierii față. Cineva i-a pus folie pe farul cum a vrut. Mamă, dar urâtă e pusă folie asta. Este prima generație a... ceea ce Volvo numește XC60, modelul mai mic de SUV, crossover, care face casă bună cu BMW-ul X3, Audi-ul Q5 și celelalte din clasă. Dar, Volvo la modelele lor nu adoptă motoarele transversale. Merge cu ele pe longitudinale, merge cu ele pe soluția transversală și cu sistemul propriu 4x4, sistem de 4x4 care mi se pare printre cele mai eficiente din ce se poate monta pe motorizările astea transversale. Dar pentru că nu suntem un canal cu specificații tehnice de top, nu vom intra în detalii de genul. Dar, deși este o suedeză... Uite, nu mă pusai pe nimic. S-a închisă singură după un timp, că trebuia să tragem de ușă. Da. Este o suedeză însă care s-a făcut în Belgia. Și s-a făcut sub patronajul Ford. Pe vremea când Ford deținea și Volvo și Land Rover. Și se înrudește cu Freelander-ul. Un fel de struție până la urmă, dar... e un struț frumos. Și amprenta lui Volvo însă se păstrează. Mașinile astea au avut tot timpul frâne bune. Asta e de la Ford aici. Zici? Clar. A sărit, fii atent, rugina după negresa asta de odată aici. A luat-o așa la viteză la 180, s-a dus aici rugina. A îmbrăcat bine de tot ăsta pentru conservare și a sărit o bucățică mică aici. Da. Bun. Dar uite ce discuri de frână mare are. Are, domnule. Plăcuță mare, totul e mare la. Și avem niște anvelope, că și despre asta trebuie să vorbim puțin, exact ce nu-mi plac mie, producător premium, deci all season. Nu-ți plac. 2021. Pentru că nu-mi plac. Dar uite-te cu atenție, vezi? El este dat un all season. Dar asta e o floare aproape de iarnă, dacă nu complet de iarnă. Dar de ce nu bei dumneata Adria Cola și bei Cola? Dacă tu zici că nu-ți plac ăștia de top. Păi,
Păi ce? Nu, nu-mi plac ăstea amestecate. De exemplu, nu beau cola cu lămâie. E... Nu beau cola fără zahăr. Da. Nu beau nici cola cu gheață. Mă uităm dacă... Păi da, cu siguranță, parcă sunt de iarnă, dar acum, nu știu, vedem dacă și, dacă urâie. De uruit nu vor urui, sunt destul de moi. Păi aici, uite, au. Ele sunt moi, vor avea aderențe, dar nu știu cum vor face vara, când va fi foarte cald. O chestie, uite-te și tu ce soluție de discuri de frânare. Te-aduce aminte că există o mașină mică, care pe spate nu are discuri de frână, așa? Dar are ăștia tamburii ventilați. Da, există. Uite, vezi, aici avem genul ăla de ventilare. Mă rog. Și încă o chestie ciudată la ea, deși e un crossover, ar trebui ușile să îmbrace totuși pragul și nu îl îmbrac. Ar putea să te mădărești un pic pe picioare. Nu-mi place mie. Vii cu tripla asta de aici, lași dita mai gaură și aici jos se înfige în aripă. Este sentul, nu se desface cu porbagaj cu tot? E, se desface. Și în partea aceeași și chestie. Ford! Ford, domnul Preda, Ford! Nu mi se pare normal, uite, asta. Vezi și asta, e lipită. Și bara nu e foarte, e puțin mai încă dacă veneau cu ea. Da, na. Dar să știi că Volvo tot timpul a pus accent pe... Bă, nu știu dacă o fi ca XC90 ăla de a-mi schimba plafonul, dar... Uite, interesantă. Ăștia-s de aluminiu. E foarte tare, ca o mașină. Iau ce frumos închide ușa. Oricum, soluția tehnică din caroserie e de excepție. Adică vei avea oțel ranforsat în elementele structurale și chestii ușoare pe panouri. Vezi cum țin mânerele. Și ce nu sunt eu de acord, ce mașină e asta care e clânsă în asta? Și nu e problemă la el de la șurubul ăsta slab. E dat cu vaselină, dar vezi că și vaselina asta afectează. Și de ce? Pentru că vaselina îi atrage praful. Praf, știi? Și praful toacă ălea de că sunt de plastic. Și se face joc. Ia uite, ia. Oh, și aici? Și acolo? Ia hai pe partea cealaltă. Ia hai. Bine, ușile de spate nu sunt folosite. Nu există așa ceva, numai la Fiat și la Suzuki scârțe. Sau la Audi A7. Scârțe? Nu scârțe, dar nu sunt folosite, că dacă asta... Scuză-mă. Vezi? Da. Ce să mă... Ia stai să iau și eu puțin loc să mă uit la televizor. Ia, ia loc. Văd, am loc. Ai loc, îți dai seama. Opa. Ăștia se dau în față, în spate, nimic. Pielea, piele, formele, forme. Pielea foarte moale. Aici e moale, aici e moale, da. Și pe aici e moale. Păi că îmi spargi telefonul. Ți-e exagerat de... nemoale. Astfel să-i cu taxi la muncă, fii atent. Și mersi în spate într-un Logan. Și au fost atât de deștepți inginerii încât au lăsat... Aia știu, dezvine nu știu. În genunchi. Da, exact aici. Dacă era ca la Golf 3, că ridicai în sus de o șaibă și o întorceai invers și o întorceam... Da, dar poți să mergi cu geamul deschis, că a venit vara deja. Da, cotieră, ce mă aveți să trec pe partea alta. Să mă uit un pic și pe la portbagaj. Mare, mare și cu mochetă de calitate. Bă... Fracțional, banchete fracționale. Uite, asta e moles, dacă dar nu totuși, rup. Totuși... Așa? Mi se pare un pic plasticul, nu e la nivel de producător premium. Scaunele sunt frumoase, pielea e bună, ergonomia interesantă, arată, îți ia ochii, îți place cum arată mașina asta și la exterior și la interior, dar parcă ar fi trebuit să fie un pic mai calitativă la părțile astea de plastic pe care le și atingi, le și vezi. Adică, un BMW nu face așa. Vezi cât contează ăsta că e îmbrăcat în păi ce ți-am spus, ai văzut că sunt plastic. O grămadă de mașini care... Pentru că doar sparge sunetul din spate. Bă, are... Are roată de rezervă, sigur. Are și deștea mici. Bă, ăsta se-l compartimentezi. Încolo da. Și face așa. Și încă un mare compartiment. Bă, și încă un... Bă, ce ai, bă, ăștia. Ikea, Ikea. Dom'le, de la așa... E acasă? Cred că e acasă. Hai să ne uităm și pe la motor, că și acolo avem lucruri interesante și avem o transmisie manuală.
montată pe un motor de 2.4 cu ceva cai putere. Dar apropo, nu știu nici noi dacă mașina asta este, ajută-mă că nu pot cu mână. Nu este poți 4... cu mână sau nu știu unde e ăla, că nici ambele. Nu știu dacă, prin ce zone. Nu știu dacă e 4x4 sau nu, dar, dar putem afla uitându-ne dedesubt. Sau putem afla dacă o legăm de pom. A, scrie pe spate, all-wheel drive. Puuu, ia uite, bă, nea Robert aici, bă. Bă, aici e ce-ți place ție. Inginerie. Cu pistoane multe puse invers. Și cu un burete care nu mai este la locul lui. Interesantă soluția asta cu motoare cu pistoane mai multe montate așa. Aici avem un agregat care debutează ca Euro 3 și sfârșește ca Euro 5. Că mi se pare că ăsta cu 5 pistoane nu se face Euro 6 sau poate se face Euro 6, dar fără AdBlue. Nu mai, nu știu. Vreau și eu să felicit pe oamenii ăștia de au făcut sistemul ăsta la foarte, să-l dai jos fără să dai bară. Ai văzut cum se dă la Porsche cu aia de WC-uri? Dar ai văzut la Passat cum bate la cuponul și cade și motorul jos? Povești! Sunt curios dacă poți trage la, la orice mașină din lume, să tragi cu mâna de fața de usă și să o smulgi așa. Cum să nu? Fără să aibă șuruburile desfăcute? Totuși! Totuși! Mă mai gândesc, nu știu. Știu pe cineva de s-a urcat în mașină și a tras și a rămas ușa acolo, a luat doar fața. Ce să vedem noi pe aici? Arată bine. Arată bine. Toate la locul lor, uite. Uite, și o chestie de apreciat la o mașină din 2015, încă are traseul la intercooler de metal. Păi dacă ar pune furtun atât de lung, s-ar sparge. Cred, zici? Nu știu de ce l-au pus ei. Flambează, pentru așa. Pentru că să păstreze temperatura. Nu, eu zic, și răcește totodată aluminiul ăsta, dar dacă pui furtun de acolo până acolo, joacă. Așa, pe ăla e prins pe blocul și motor. Și pentru presiune, știi că se mai face și chestia aia ca să țină presiune, să ai boost-ul instantaneu la apăsare. Mă rog, unde vrei să mergi? Trei stropituri la far. La parbriz, la far. La parbriz, la far. Unde vrei să mergi? Undeva unde e de lucru, locul cu verdeață. Păi uite, uite, păsărele. Ciripesc. Nu, nu, unde vrei să mergi în această mașină? În față, în spate, unde o fi? Păi în față sunt două locuri. E, și noi suntem 7. Nu, da. Știi ce, știi ce trebuie să facem chiar bine, că ne întorsăm aici. Se pune numerele de matriculare. Da. Ia mișcă, urcă-te pe partea altă și mișcă de asta de rechin, știi, celebra aripioară care ai mai mișcat-o la o marcă și a ajuns virală. Ia. Se mișcă cu plafon. Da, dar nu se mișcă ca aia, că o luai că e nas de cămilă, îl luai, îl duce aici, îl duce acolo. Gata, hai să-i punem numerele și hai la plimbare. Ce se întâmplă? E liniște. E liniște, prea să locul verdeață, uite. Și liniște. Da, mă, dar nu vreau liniște de asta așa. Da, uite cât de bine stai în ea. În scaun, într-adevăr, stai bine. Da, și... ia uite ce bine stau. Genunchiul poate aici. Dar pot să o rezolv. Două perini legate între ele cu... Da, uite, vezi că au lăsat ăsta și tare. Au iar spațiu gol în spatele consolei. Era interesant dacă o optimizau, puteau să o fi înălțat un pic mai mult, să-ți vină chiar mai aici. Așa. Și atunci aveai locul pentru picior în spatele ei. Și dacă băgai întâi așa cu degetul și făceai gaură în tablete. Mă rog. Bă, sunt prea în spate. Am mai în față. Și ai tur și portiere, fii atent aici. Spune tot. Păi da. 20 de grade, 22. Aici ca să mergi cu ea de latul. Da. Și camere. Ia uite, se vede un toareg în spate. Camera nu prea pare de 2015. E foarte mic ecranul. La cât loc e aici, asta nu înțeleg. De ce nu i-au pus un ecran mai mare? Păi să nu stai cu ochii acolo în continuu. Mai multe camere. Opa. Să mută mai sus, să vezi sau să vezi mai jos. Asta mi se pare... Dar fii atent, mașina asta... Așa? O să aibă ceva incredibil. Ce să mai aibă, domnule? Nu vede, nici nu știe unde suntem. Uite-te cât de rece bagă și cât de repede. Și suntem pe 23 de grade. Ce? Dai seama. Păi adu-ți aminte de un X6. Da, da, bă, la... Ia uite, afară nu e soare. Păi și asta de când e aici? De când e? Păi eu știu, de o săptămână. În asta deja s-a făcut rece, cu panoramicul desfăcut. Da.
Ce vrei, domnule? Sunt mașini și mașini. Dar deci asta nu va avea niciodată succesul. Depinde. Aia are un plastic mult mai bun. Mult mai bun. Forme frumoase. Te face să iei. De le-am văzut o grămadă prin oraș. Exact. Deci ăștia nu prea. Bă, centuri și portiere. Puneți centura și la... A, dar uite. Uite aici lucrul de criticat. Aici este pentru berea suedeză. Dar în spate, în schimb, e cu dele. Și în spate e cu clipsul de strânge. Da, da, da. Adică aici s-ar putea să ai problema cu doza asta pe care eu trebuie să o desfac. Sau fii atent. Să mă hidratez puțin. Ia pune aici sus, să vezi. Că sus, dacă dai în frâne, o aruncă în partea aia. Da. Da. Jos o mai strângi cu asta. Și pe aici nu mai are niciun spațiu de stocare, nimic. Pac, în spate aici. În spate, dar câte spațiu are aici? Ce bagi acolo? Aer. Câinile. Bă, iau ce setăm distanța, poate de mașina din spate. Nu setăm așa ceva. Trecem peste. Bă, minus, plus. Plus, plus, nu? Deci așa da, facem. Da, lucru de criticat. Și atâta doar. Are pasatul de ăsta? Ce? Jos. Și asta nu are. Material de la... De... Anti-abraziv. Anti... Dar uite ce mișto e panoul de bord. Mașina a venit cu un 7 cu 6 consum. Să-l ascundem. Ca nu se ascunde așa. Se ascunde așa. Apasă OK pentru reset. Să resetăm și viteza asta. Reset ambele, scrie mai jos, dar eu le resetez sperând că am mai mult timp. Așa. Temperaturi, turații. Și alte grile. Și așa, și așa, aha. Aha, range. Așa, ca să fie mar, să nu vedem nimic. Așa, domnul. Dar de fabrică o avea asta, de nu scrie vitezele pe ea. Bă. Nu eliberează singură. Avem centurile puse. Și? Și să ții piciorul pe frână. Și să... Și gata. Bă. Dispărut pe ăla roșu. Push lock. Asta are auto hold, un push release, a. Bă. Păi era luat. Nu, 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 stai așa că scrie push lock, dar scrie pull release foarte jos și nu vezi. Ești dumneata prea înalt. Ce facem cu cotiera asta, că eu n-am loc? Dacă n-ai pus bani? Păi bravo, exact. Ce ai pus bani cu proprietarul la mașină? Domnule, n-am pus. Bravo. Ia uite răcoare. De fric s-a făcut în ea pe 23 de grade, deci minge. Mașinile astea sunt renumite cu panoramicul deschis, deci de fără să fie închisă... Cătierele nu prea vin așa, să vină mai... Trebuie așa, încă caut o chestie care nu știu unde e. Ah, aici e. Butonul de încălzit scaun. Bă... Nu stai rău în ea, însă într-adevăr aici simți în genunchi un pic uite la volan, e interesant așa, știi? Oglinzile însă puse pe ușă, acolo ai unghi mort. Pe ușă, sus. Și unde erau bune să le pună? În spate, cum sunt la alte marci. Cam gărăt, se aude motorul înăuntru, mă așteptam. Apropo de chestia asta, știi că printre cele mai silențioase motoare de 2 litri din astea mai mari, de din trustul ăsta Ford, pe vremea când era împreună, era Fordul Mondeo, adică în Mondeo mi s-a părut că se aude cel mai puțin dintr-o marcă nepremium dieselul. Power. Și te-o livrează liniar așa un pic, dar astea sunt anvelopele de se aud? Nu, se aude aerul de circulă prin ele. Anvelopele sau... Are un mic zgomot de rulment. Asta că vedem pe viraje. Frumos cu interiorul, cu plafonul negru. Lumini, să-ți vezi mecla când stai în dreapta. Avem pe aici buton de sun la oameni cu roșu. Nu, nu. SOS. Doamne ferește. Bă, bă, dar eu deci este prima mașină de trebuie să-i dau clima mai încet în mai. Deci nu există așa. Deci mașina asta s-a făcut frig.
Bă, s-a făcut frig. Hai, domnule, și în Passat, uite, nu? Ai văzut Passat, tu zici că e spart. Ai oprit ăla, s-a și făcut căldură și că a băgat, a deschis ușa la sobă. Alo, alo. Nu știu, bă, neapărat, ce faci, bă? Scapă de Volkswagen, că vine vreunul și ți-l dezmembrează, ai văzut? Câte sunt la dezmembrare, a? Nu, dar să-l facem, dacă vine, pune omul la mâna pe el, ți-l... Din... A, rusul ăla, da, da, da. În două minute nu mai găsești nimic din el. Bă, dar știi ce nu știu mulți oameni? Că la modelele Porsche, la Touareg, la astea, ele sunt, farurile sunt făcute să se scoată foarte ușor. Știi că cu cheia aia doar în portbagaj, ca să poți să le faci mentenanță. Nu știu că l-am desfăcut niciodată. A, știi, bine, ai uitat. Asta înseamnă că când le vei trage cu o pompă din aia de WC-uri, automat vei trece peste chestia aia de siguranță care o au ele acolo să... Să stea... Facem pariu că tu nu poți să tragi la toare cu tău, cu de aia de WC-ul sau cu orice vrei tu, dacă nu întâi, dacă nu eliberezi sistemul ăla. Zici că nu iese? Pariu, pe ce vrei tu? Păi nu, că nu vreau să încercăm pe mașina mea. Pe altă mașină, dacă nu. Încercăm pe alunea Rumic. Și rusul ăla cum face? Păi întâi eliberează sistemul. Cârligul ăla îl dă în spate și după aia e normal. Iar fața de ușă, dacă cineva poate să o scoată la o mașină fără să aibă șuruburile scoase. Bă, ăla e strong man. Mă rog. În fine. Detalii de astea de TikTok, de YouTube. Îmi place, de fapt mi-a plăcut Volvo. Ăla S80 D4 sau nu știu ce era. Păi de... asta e de 5. E. Dar ăla din 2007-2008. Cu interiorul alb. Bă, cât de frumos era mașina, deci, aia. Știi ce e nasol? Interiorul e foarte frumos optic. Însă are nevoie de un pic de materiale, mai ales la partea de plastic, un pic mai bune. Ia uite, domn. Dar mai face mai frig în ea. Ce? Dar fii atent ce ține asta, mă așteptam să nu ține. Mașinile sunt foarte bune pe partea asta de izolare termică. Și, asta de și, ce pe, nu se face? Și pe partea de, și de, pe partea de cald și pe partea de frig. Adică uite, o vedem deja, sunt 20, câte grade sunt afară, unde ne arată? 27 de grade afară. Și în mașina asta e răcoare în mai puțin de 3 minute. De ce a fost răcoare de când am pornit? Bine, trece mașina primul, e foarte răcoare. Primul utilaj. Și acum trece un Porsche. Vezi, și omul ăsta e nevoit să stea să aștepte după primul utilaj. Păi da, ăla are doar un cal ăsta, un cal ăsta are 4500. Nu? Și la podul ăsta minunat. Poate că-i dai tăi, sunt cu fiare, cu ăștia, cu sudura, cu flex. Și, ia uite, s-a întărit cimentul. Mâine toarnă asfaltul. Observ cât de mulți oameni lucrează. Hai să le luăm sticlele, dar sunt goale. Lucrează câțiva, de fapt. Unul plimbă o mătură. Asta e șeful, asta e șeful. Asta e șeful, da. Șeful, tati. Dacă, ia dacă strigi șeful, știi, se întorc toți. Șeful nu se joacă, bă. Să-i dea Dumnezeu ce n-a avut. Deci aici, uite că se lucrează, nu? Se lucrează. Dar aici dă cu elicopterul. Ba, ce ai, bă, mâine e gata. În următorul gata. Episod e gata. E, uite, sunt ceva angajat, sunt ceva lucrători. Da, uite, unul leșine de soare, altul... Omul ăsta, uite, bă, nu, că nu cască, glumește. Așa? E, e bine. Dintre toți, știi care muncește cel mai mult aici? Ăla de la firma de pază, că ăla, bă, îi păzește non-stop și când sunt ei și când pleacă și pe urmă păzește echipamentele, utilajele. În fine, la, va fi gata și podul ăsta odată și odată. Să ne întoarcem la Volvo ăsta, că e o mașină frumoasă și o mașină mișto care merge plăcut. Eu sunt curios și în cutia asta, că zici că e... Sistemele pre-safe, pre-sense ale lui Volvo, de face toți dragi cu ele. Fică mașinile ăștia sunt renumite pentru siguranță. Avem sistem de muzică de ăsta mișto. Premium. Atât e, atât e de criticat la ea, partea asta de plastice, care ar fi trebuit să fie o idee mai... Depinde și de mașină. De exemplu, eu știam că Golful 4 nu scârțe prin el. Bă, și aseară a venit cineva cu Golf 4, scârțea bordurile alea. Da. Întreținut prost, poate el avea din 10 șuruburi. Golful 4 deja nu mai putem să ai pretențiile alea, că în curând face 20 de ani de când nu se mai fabrică. Ce mă înțelegi? Știi ce spun? Ia să vedem aici că am avut o experiență cu un Audi Q5
neplăcut aici. Și asta te duce într-o parte. Dar nu ca audio ăla. Audio ăla a balansat și nu se mai oprea. Și nici asta n-are anvelope cu talon mic. Și audio ăla era și pe benzină. Adică mai ușor. Ia uite ce frumos e polul ăsta. Portocaliu. Bă, merge bine. Și știi ce e mișto? Pare un pic de un reglaj din ăsta interesant la ea. Pentru că, uite, vezi, noi mergem pe niște denivelări pe aici pe care ea le copiază și blând. Dar nu e nici foarte tare. Merge, îmi place. Neavând sisteme cu sport, sport plus, centrale, suspensia, da, și așa mai departe, automat au făcut-o, s-au gândit nici să nu facă tare, că îți drum cine pe drum de ăsta cu grup. Nici moale că nu mai stă la viteză. Dar oricum se prezintă bine. Acolo ce mai e? I-am scos sistemele de asistență să nu mai facă cu roșu pe aici. Că vă zici că fac cu... Ai obstacol, vezi roșu în fața ochilor, știi? Și după ce e mașina roșie, mai vezi mai mult roșu. Sunt curios de... Se bage zăpadă la picioare. Ce? Bagă zăpadă la picioare. Dar pe 24 de grade. Dacă o dai pe 22, ce se mai... Dacă o dai pe minim, s-a terminat. Este pasat, bă, la Mihai, bă. Văd, bă, sunt puține, bă, rog, uite, încă unul. Asta e că stai golf. Puține au început oamenii să nu-și mai ia Volkswagen. Nu mai, nu, au trecut pe... Pe Tesla. Electrice. Bă, e o mașină care merge fără să o... Nu are un... Nu seamănă la mers cu nicio altă mașină. Are o chestie din asta ei, așa. Și zorneala asta de la trapă, tot e... Nu e de la ei, de pe la astea, de pe aici ceva. Deci ce se întâmplă? De ce zorne? A stat în soare plasticul cald, acum trece aer rece prin el și apare un fenomen din asta. Uite, hai să-ți arăt la golful ăla, că intră furnici în el cu ușile închise. Furnici? Da, pe la cheter. Păi de ce intră furnici? Păi eu de unde știu? E dulce golf. Lasă să te depășim și noi. Opa, opa. Avem un pic de putere. Vrei să-l prinzi 600? Putere. Cu frânele cum suntem? Binișor, binișor. Însă, de exemplu, în virajul ăsta, o să simți că e o tracțiune, că ai pus motorul așa. Eu nu știu cum faci tu de... Îți dai seama cum e motorul pus sau cum e aia sau cu ce influențează. Ei, îți explic imediat. Nu prea cred, dar în fine. Îți explic imediat. De ce îți place așa mult mașina ta cum merge? Tu fiind... O, mădălină. Asta a fost maxim. Mădălină, exact. Moare motorul, bă! Da, Mihai. Mă gândeam să-ți explic cu mașina ta. Ce să mai îmi explici, că dacă îți moare motorul, nici nu te mai cred ce îmi spui. Exact. Tu, având pasat manual, ai avut o aregu manual. Dar fii atent că la pasatul manual, așa? Dacă îți moare motorul și apeși pe ambreiaj sau pe accelerație, pornește singur. E, și vezi, s-au gândit la toate. De ce îți place mașina ta, că merge, cum merge? Să spun sincer? Da. Pentru că fuge mai tare și stă mai bine pe stradă față de altele care le-am avut sau cu care am mers. Bun. BMW-ul? BMW-ul ce cu el? Cum merge BMW-ul? Bine. Și Mercedes-ul? N-am avut, n-am mers cu Mercedes. La volan nu am condus. Și Jaguar-ul? Nici Jaguar nu prea a mers. Toate mașinile cu motorul, așa, longitudinal, au altă echilibrare. Și am mers și cu A5, A5-ul cum l-are? Tot așa. Și A4? Tot așa. Păi și Passatul ce l-avea, sau Golful 5? Passatul B5 l-a avut și el tot așa. Nu știu, dar am mers Golf 5, de exemplu, sau Golf 6. Ăla n-a mai ca asta. Păi și ce are? Nu tot așa, ce trebuie? Eu nu cred că influențează la statul mașinii. Influențează enorm de mult. Nu știu ce să spun. Ia să te uiți la prindere, unde e pus. Unde are prinderile, plus împărțeala greutății. Păi e prins, că de exemplu, la BMW e pe cadrul motor. Tu la o mașină ca asta l-ai prins pe lonjeroane motorul. Ai împărțirea greutății, ai pus greutatea exact pe axa față. Așa. Exact pe două roți. Când la o mașină ca a ta, tu ai motorul pus în mijlocul
între roți și mai în spate. Ce, bă, vine că nu apasă cutia, mai mult pe spate. Păi, bravo, cutia de viteze care e pusă aici mută centrul de greutate al mașinii din față mai așa. Păi și motorul și cutia la mea stă acolo în față, nu sunt ce... Ba, cutia e aici. Păi e aici și... E, dar nu chiar așa dus motorul, cum spui tu, la jumătatea mașinii. Și la BMW-ul, eu uite la BMW-ul, că la BMW-ul ai... Asta da, e și cutia și motorul sunt puse acolo. Păi exact, ai mai multă greutate direct pe roți și automat vei avea un feedback mai aiurea în volan. Plus, faptul că o mașină cu motorul așa are o suspensie față simplă, un braț și un amortizor. La tine sunt patru cu un amortizor, cu o pernă. Adică are, permite un motor pus longitudinal, permite alte... valori de reglaj pe unghi. Aviație dinamică. Exact. Hai, noroc, sănătate. Ce să mai dăm? Da, ce să zic? Subaru, uite că te coam pe lângă unul. Ce cu? Cum are pus motorul? Eu știu. În mijlocul ei, boxer, jos de tot. Păi de ce nu umblă la ele ca la TV-urile pe aici, pe mijloc și mare capote? Ca să... prin tunel, să-ți da. La motor, pe la capote. Nu, lasă să se dă motorul jos și rămâne mașina pe elevator. Ai văzut că la majoritatea cu motorul longitudinal așa se repară, ca să ai acces. Cel mai ușor. Păi da. Sunt două chestii diferite în lumea asta auto. Mașina cu motor longitudinal și mașina așa. Și cele mai ok mașini sunt mașinile motor longitudinal, tracțiune spate. Doar tracțiune spate. Gen. Cea mai mașină, spune-o care, de are motor și pe față și pe spate. Aia SL-ul ăla de-l făcuseră băieții aia de rupea asfaltul. Mă rog, Tesla, dual motor. La Tesla poți să spui că e împărțită greutatea, că are bateriile exact pe toată podeaua mașinii. Da, dar e prea multă greutate. Aia, unde multă e multă, când e puțină n-ajunge. Românul tot e mulțumit. O, că-ți vine ție acum mașina cu baterii de ți-a plăcut cel mai mult după asta. Te văd ce mai spui, că trebuie să o lăudăm. Că e de vânzare. Nu lăudăm, i-auzi. Păi cum? Uite așa. Cum? Cum lăuda și tu pe alea cu motorul pus așa, pus așa, pus așa, așa o lăudăm și pe asta. Că n-are deloc motor. Are radiator pus în față, are... Pătura pe banchetă, sub banchetă. Mașina... Mijloc de transport care te duce de colo-colo fără să ai... Bă, dar eu mi-e că tu de când nu mai permis ai început să nu-ți mai placă, mașinile. Vorbești de mijloace de transport în comun, de... Păi da, păi miroase mâna țavă de autobuz. Nu spune că fusești cu autobuz la servici. Nu, fusești cu taxi. Vezi, e o diferență. Mă plin și eu cu Daci. Nu mai Daci îmi vin când fac comandă la taxi. Mașina bună de taxi. Nu știu de ce, dar nu-mi place să merg cu Uber sau cu... Nu se uită în oglindă, mă, Chris. Fapt. Dar nu are nimic. Și nu, mută mașina de acolo aici. Uită-te și tu. Doamna. Doamna. Mai bine muta tigaia după ochiul mic pe ochiul mare. N-am nimic cu femeile, dar... care au permis și conduc, dar majoritatea, cel puțin care le-am întâlnit eu. Mă întâlnit rău de tot. Rău, nu se uită. Dar știi că, statistic, nu femeile fac cele mai multe accidente. Nu știu. Grave. Păi dacă sunt și cu botul mare, cu ăla, majoritatea se uită la ele în continuu, așa, până trec prin perete. Cum e, domnule, aceea cu mestecul ăsta? Mesteci motorina, să nu se... Bă! Ia uite putere la aia, bă, fii atent. E mișto, să, cu îi place manuala, cum îmi place mie, e mișto. Unul ăla ca tine, ține garea, mână, nu mai schimbi. Păi lasă-mă că am stat eu în coadă pe la Sinaia sau pe unde am fost toată, și cu Golful, și cu E46-le. Manual. De mă durea piciorul, de am zis că, bă, ferici, au cutia jos, s-a crăpat. Cu Golful și cu E46 la Sinaia? Păi mă duc și eu, că cu oriunde aveam încredere să mă duc oriunde. Bună asta, bună. Ia uite, asta are de la încălzire în parbriz. Să văd sârmele alea. Volvo e mașina aparte, așa, știi, care îți oferă unele chestii, care face lucruri la fel ca toți producătorii, dar le face în felul propriu. Și are o bună identitate din asta. O mașină de asta o iei că îți place. Și îți place și cum, după ce mergi cu ea, îți place și cum merge. Pentru că ea nu merge rău. Nu e o troacă. Ia uite, se înclină Cristoșelul. Ah, da, bă. Asta e un altă asta opțiune românească. Aici avem blitz și ce scrie pe aici, dacă vine din spate, te atenționează. Blind spot-ul ăla.
E bine că nu l-au pus prin oglindă, să fie oglinda scumpă, cum e pe la altele. Dar și că la Volvo cam sunt scumpe elementele astea de caroserie. Se pare o grămadă de butoane aici și puse așa înghesuite. Bă, sunt prea multe cifre, dar așa, uite, vezi, vrei să-ți bagi la ochi, la corp, la picioare. Nu mai intri prin menu. Dacă dai în auto. Da, bă, dă-i la... Și mă, mai puțin de... Dă-i la 0 grade. Ce mașină vă dă eu la... Chiar să vedem grade de... și mi-arătă 0. Vreau să dăm și cu recirculare, așa. Ia să vedem cât de rece poate face. Dar de ce? Că știi că eu strănut când e răcoare. Păi asta, vreau să vedem cât de rece poate face. Uite, deci... Înseamnă că pasatul tău nu bagă rece dacă s-a bucat. Bagă și te... el acolo ce să facă. Să te minunezi om... așa. Da, bă, bagă rece. Zici că descoperirea închiblitul. Ia uite, bă, eu făcură în flacără. Păi, da. La tine problema nu e că bagă rece. La tine tu vrei să bage... Repede rece. La 25 de grade să bage gheață sau nu, la, căldură. Uite, asta pe low bagă rece. Sau ca căldură să ai la o, fel. Ok, în iată să-i dai pe 23-24 de grade, ceea ce e bine. Și cu căldura. Și eu țin minte asta iarnă. Că de ce bagă la asta cu... La 22 mie îmi bagă cald, la tine la 22 bagă nu știu cum. Pentru că ăștia moderni au pompele vieții de întorc și plimbă apa degeaba, iar alea vechi nu le au. Și cel mai bun exemplu știi care este? Mers pe același drum în regim de iarnă cu o mașină mai veche, o lași în 22 de grade pe auto și nu vei umbla la climă, mergi pe același sector de drum cu o mașină din asta mai nouă, făcută de același producător, și trebuie să o ții ban 24, ban 23, ai dat-o în 22, îți bagă rece. Nu... Nu ține constant ăla, știi, care ar trebui, bă, am dat-o în auto și așa mă duce tot drumul, ea știe să facă singură. Adică nu poți să fac o mașină veche lucrurile mai bine decât o mașină mai nouă, culmea, aceeași mașină făcută de același producător. Detalii, domnule. Detalii, exact. Și mă interesează. Stau acolo și bârcă-i de aia, le iau pe unul cu mine, bă, tu stai și învârți aici, dai 22, dai 24. Și ăla știi ce zice? Păi ce am pus bani cu tine la mașină? Să învârtă el acolo dacă... Ce zice? Întoarce aici? Întoarce. Tesla, aici. Tesla l-a întors aici, Tesla, Tesla și A8. Așa, Audi A7 nu întoarce. Audi A7 abia l-așteptăm să... Să întoarce. Vezi că mă, veni băiatul ăla cu X5 și învârțese el... De fapt am putea să-l cerem să-l filmăm acum. Ia uite mă că ne făcurăm de râs. Nici Volvo nu întoarce. Nici Volvo, bă, da, nici tu nu te duci pe lângă gardul ăla. Bă, eu, ca de obicei nu mă dau la maxim cu nicio mașină, că mai sunt cioburi, mai sunt... Lasă-mă că luăm A7-le și îl dăm lui... Nu îl mai dăm lui Popa. Trebuie să facem cu mașina ta... Popa rămâna ruptă. Da, da, da. Trebuie să facem cu mașina ta test de consum pe traseul nostru. Cu întâi în blană mergem, măcar să cum merge facă normal. 20-30%. Da, fiate, uite, avem 100 pe oră în acest Volvo și exact ce zice și e liniște. Deci e liniște. Da. Mașina îți place să mergi cu așa, să știi. E de vânzare, dacă te interesează. Intră în garaj, intră. Nu e de vânzare, nu e de vânzare. Nu, domne, orice e de vânzare. Bă, nu, nu mi s-ar potrivi, înțelegi? Dar nu e, nu e o mașină care să nu-mi plac. Îi cumpărăm mașina de-o vinde băiatul ăsta din clipul următor. Eu, la asta mă gândeam eu acum. Mi-a un spring și nu mă doare cap. Păi te doare corpul, nu cap. Și da. Și așa la ce nevoia mea de mașină, mă duc colo colo. Păi și atunci la ce ai dat atâția bani pe A7-le ăla? De merge tare, de merge, wow. Nu, mai că nu mai țin, l-am pus la vânzare. Nu cred așa ceva. Ba da, nici nu mai scot de acolo. Nu cred așa ceva. Păi dacă vrei să nu mai scoți de acolo, închide, oricum ai la cât acolo, închide, dă cheia sau înghit-o. Dacă înghit cheia, pot să mă duc pe lângă ea să o pornesc. Păi da, nu mai poți să o scoți. Aia înseamnă să nu mai vând niciodată. Ia uite, bă, ce frumos. Da, a venit primăvara, bă. Bă, ia uite cum se vede, bă. Tot satul cu blocuri, bă. E ce trebuie, frumos Craiova asta. Da, da, da. E mișto. De departe e frumos, într-adevăr. Când te apropii, simți mirosul. Acuma. Însă, pot să spun o chestie. Noi nu stăm foarte rău ca gropi în oraș. Avem și, avem și noi zone cu, mai bine zis, avem capacele de canal care nu sunt la nivelul străzilor. Avem liniile de tramvai așa, așa, așa. Dar nu stăm foarte rău, adică dacă ai dat o notă generală, avem
străzi de 8-9 și n-avem puncte din astea critice în ele, știi, unde să zici, bă... Bă, astea sunt blocate, sunt la mișto. Asta nu se închide. Păi... Și ne îngheță... Știu vreun tinichigiu, bă. Talpa. Tinichigiu bun, cunosc, da, dar are de lucru, băiatul. Niște golfuri. Nu de mine era vorba. A, nu de tine. Eu sunt un locuitor de piese. Nu sunt tinichigiu. Tinichigiu e bun, îi dai o coală de tablă și... O poză cu tine și te face... Păi apropo de tablă, seama. Ți-aduce aminte, ați cumpărat tablă, că ai terminat la ursulețul la două coli de tablă sau... Una. Ah, n-am mai cumpărat. Păi și când îți vine următorul ursuleț? Cumpăr atunci, dar nu mai vreau să iau. Deci dacă aveți ursuleți ruginiți cu nevoie și au nevoie de petece, scrieți-l lui Robert, are o afecțiune față de mașină și îi plac mai mult decât îmi place mie Passat. Da, dacă știam mai bine, nu mai duceam pe aia la fier vechi, că avea podea o bună. O duce la... Și trebuie să faci la alta podea! Da, da, fi mișto. Te duci înapoi la fier vechi, îl o cer în rabat. Acolo ăla, am făcut bardaf. Postudezi la loc. Cum e, domnule? Confortabil. Bă, îmi place, să știi, nu e o mașină rea deloc. E... Oricum este peste... Da, mă, dar fii atent, uite, am făcut flashcă la spate. Pe piele fără ventilație. Asta e problema. Eu cred că o să bat într-o blană niște cuie și o fac perforată pe mine. Iau scaunul la bătaie. Să știi că la mașini din astea scumpe, decât să dai banii pe tot felul de prostii sau pe supermotorizările vieții care îți vor complica viața pe urmă, mai bine ți-o iei cu dotări top la interior, dotări de confort. Care te și ajută. Exact, pentru că tu mergi pe un scaun, tu mergi pe un sistem... Da, sunt scaune, de exemplu, prietenul al meu are cu ventilație, dar nu sunt ca ale mele scaunele, vezi? Păi, cred că nu ai de ales. S-ar putea să nu se poată face scaune sport cu ventilație pentru mașină. Ălea cu romburi. Exact. Cum le am eu. Și cu anumite tapiserii, cu anumite chestii, că ea trebuie să ventileze prin ceva. Și nu cred că poate să ventileze prin alcantara, ventilează doar prin piele ventilată sau prin textil ventilat, cum este la Volkswagen Passat CC. Și am putea să ne forțăm să cumpărăm niște scaune de Passat CC cu ventilație. Așa. Și să le montăm. Passatul dumitale. Că atunci o să nu mai aud că n-am de aia, n-ai de aia, n-ai. Ce se aude? Simți eu ceva, nu-i plăcut? Face roșu în fața ochilor. Ce mașină e asta? Da. Scudă. Iar prin sara semaforul pe roșu. Ce nume? Camion. Camic? Toate astea sunt ca mic, Kodiaq și Karoq. Cât zici că consumă mașina asta? 12-15. Ia uite râul Giu aici, vezi? La nota 10 pentru liniștea din ea și sistemul de climatizare. Top! Top! Păi uite, noi când vom pleca de aici... Ce frumos se vede bordul, e? Noi când vom pleca de aici... Și soaregul care stă în soare de, o să stea vreo 2 ore, nu o să bage rece decât la tine acasă. Bă, ce faci, Robert? Stai, domnule, că filmezi. Bă, și cât ți-au zis oamenii că nu știi să filmezi? Tu ce vrei, așa... Hai de capul meu. Dar cât a zis mine la bine că nu repar mașini cum filmezi. Opriși? Nu, o dădui mai de aici. Să caut. Să zicem. Ia uite, oamenii au scurs pantaloni scurți. Păi da. Ia păza că îi râpă. Papuci chiar, să venim în papuci la filmări de acum înainte. Nu mai am nici. Ia uite, bă, mai avansare, mai făcură două benzi cât lipsirăm noi, cât fusă rămași. Dar uite, sunt și de ăștia din alți. Nu sunt de nu știi. Nu, nu. Așa, vezi, sunt echipe. Cum așa trebuie să fac asta? Cu să vin cu o mașină cu cauciucuri, cu MT-uri, ceva, să treci bine așa, să le strici lucrar. Bătaie de joc. Da. Nu așa. Gata, bă, fii atent galotul. Helicopterizat. A, știu ce vrea de la viață. E cum era melodia? Helicopter, heli. A scăzut și Jiu. Ce să mă, e bine. Ce evacuări frumoase are mașina asta din față. Da, unde o, a, are toba pe sub ea, așa, da. Mai bine le băga direct în mașină, când au făcut ei. Le-au proiectat, ăștia toți le-au proiectat evacuarea la aia, trebuia băgați în mașină și gazați acolo. Cum să faceți, mă, cu alea false pe sub mașină? Dar ce mai face ele să pară ca și cum ar fi? Pentru că un plastic e mai ieftin decât un, da, bine, o bucată de metal de calitate. Asta e
Tarabu, știi că s-a găsit și o, și o explicație. Dom'le, ca în cazul Downey să fie dauna mai... Da. Nu spun că pentru ei. Ca să reducă din costuri. Dar nu mi se pare numai la Audi A8, alea ultimele, sau la o grămadă de mașini scumpe. Faci tu treaba asta. Și că e numai pe echipare, nu neapărat, că poate fi și din aia fără. Știi? Dacă n-ai echipare, îți lai în ceva, să n-ai eșapament la vedere. L-ai pierdut sub ea. Am cea mai urâtă melodie la telefon de sunat. Ai că te-au întrebat oamenii, da, cine e, ce melodie e? Bă, e cea mai urâtă melodie. Ce melodie? Păi tu nu știi, ne-ai auzit. Păi de unde să o știu? Eu la telefon am de la, de-mi citește vocea, scrie Robert Preda vă sună. Da, da. Lucy Popa is calling. Lucy Popa. Uite omul ăsta, de nu mai dădeam de el. La garaj, domne, nu mai sunt sâmbătă și duminică, nu se lucrează. Decât de sărbătorile legale. Da. Și de revelion. Zic cu consumul, cât zici? Mașina asta trebuie să fie economică. Eu zic că în jur de 17, așa. Eu zic că în jur de 7, să știi. Poate chiar sub 7. 6,8. Vedem acum. Deci pe flăcăul ăsta, mai ții minte? Flăcăul ăsta de închiria o hală cu 600 de euro și azi negociabil, o lasă la 500 și cum am văzut cu Audi A7, a făcut-o 700. Nenegociabil. Da. Da, e așa un băiat se fac afacerile. Da. Dacă un prieten de-al meu, fii atent, un prieten de-al meu și-a luat mașină nouă, jmecher. Și așa. Nu știu unde se duse într-o seară și popli la flori. Și acum era buchetul 100 de lei sau cât era. Și îi zice ăla de la Florin 150 de lei. Păi ăsta cum 100? Păi nu vezi, bă, cu ce mașină veniți? Da, bă, te caracterizează, te... Bă, de unul am buzunar, păi bravo! Păi și eu mă uit, de exemplu, dacă vine unul cu Dacia, nu poți să iei prețul dacă schimbi o aripă de ei la un șeptar. Bravo, exact. Asta este. Vrei? Nu vrei? Dacia Spring îți... Ei, ia uite. Ia uite, bă, cum e. Fai de cap. Filmează puțin încolo așa. Nu mai filmez, domnule. Eu sunt atent la E53 ăsta. Frumos. Ți-a doar de-a ta? Nu, povăzuez. A, chiar? Chiar lumbraj la ea? Chiar e înlocuit o macara pe care am mai înlocuit-o odată. Ia uite, ia uite, că o băgăm în toare gazul. Bun. Dă-mi, domnule Preda, să mă uit pe la consum pe aici, că mie îmi plăcut Volvo ăsta, ție nu. Ia, vezi, șefule. Nu-mi place, domnule, că nu fuge tare. Pam, pam. 8,7. Cam mult. Da, dar nu poți să după traseul ăsta, păi, că nu fac ușor. Ține puțin. Așa. Ăsta clipul cu Touaregul. Care e Touaregul? Ăsta am făcut eu un clip de consum cât mergi cu ea prin România. Mie în bord mi-a arătat 9,4 și la pompă mi-a ieșit 10,7. Plin pe plin. Și? Asta înseamnă că ăsta te păcălește chiar cu mult. La unele mașini cu puțin, la unele cu mult. La toate minte, ne-ai văzut și la mea. Și am mințit atunci. Da, da. Dar chiar nu mai ți minte. Când ne-a arătat nou pe ei? A fost cam pe aproape. La... Mă rog. Bun, astea fiind spuse, trebuie să vă abonați în continuare la canalul nostru și să dați un like și paginii de Facebook. Te scrieți de domnul Preda, care are numărul de telefon în descrierea clipurilor, în caz că aveți probleme legate de specialitatea dânsului, Doamne ferește. Ferește până te pălește. Dacă vreți să vă vindeți mașinile cu noi, să ne vedem, să mai filmăm împreună, ne scrieți, ne vedem, parcarea vă așteaptă, s-a făcut cald afară, e frumos, verdeață, păsărele, păsărici și toate cele. Frumos. Cerul albastru. Plin cu stele. Ești mașina vieții mele. Nu e aici, e acasă. Stai, băia, de ce nu mai vede? Cum se degajă căldura aia, pentru că nu e atât de performant. Bă, da, ce frumos. Zici că e piele de crocodil. Ia uite, vezi orice bine. Hai, oprește-l și hai să mergem la Spring. Să trăiți. Bye.